Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Temperaturile vor crește brusc, dar vor fi stinse în continuare de furtuni răzlețe. Săptămâna 29-7-5-8, valorile termice vor fi local mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. Săptămâna 5-8-12-8, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, mai ales în cele vestice și sudice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile montane. Săptămâna 12-8-19-8, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Săptămâna 19-8-26-8, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate zonele montane și local în restul teritoriului, relatează click.ro.